Drumul spre Sfințenie al Sfântului Sfințit Mucenic Alexandru Preotul Pe vremea când împărățea Aurelian, în secolul al III-lea, fusese dată poruncă de priconire a creștinilor, căci aceștia refuzau să se închine idolilor. Sfântul Alexandru era preot în cetatea Pamfiliei și fiind prins de gemonul Antonin, nu s-a dat în lături de la a mărturisi dragostea lui pentru Dumnezeu, ba chiar l-a și mustrat pe omul acela care nu cunoștea adevărul. Atunci, Sfântul a fost supus la multe chinuri, fiind bătut cu vine de bou, întins pe roată, aruncat în căldarea fierbinte cu smoală și ars în cuptorul cu foc. Dar îngerii Domnului l-au păzit nevătămat, dănțuind cu el, încât o slugă a împăratului a crezut în Hristos și a fost ucisă pe loc. Poruncind apoi gemonul ca Sfântul Alexandru să fie spânzurat, tot trupul lui devenise o rană. Apoi l-au înjunghiat și l-au dat de mâncare fiarelor, dar Sfântul petrecea ca un om fără de trup, încât se mirau toți cum de mai trăiește. În cele din urmă i-au tăiat capul cu sabia, iar din acel moment Ighemonul a fost cuprins de boală grea și și-a dat sufletul rugându-se zadarnic la zei. Iar trupul sfântului sfințit mucenic Alexandru a fost îngropat cu cinste de un bărbat cu inimă bună și credință în Dumnezeu. Sfinte, sfințitule mucenic Alexandru, bucură-te! Bucură-te că ai răbdat așa de multe chinuri pentru dragostea lui Dumnezeu, și ajută-ne și pe noi să răbdăm orice necaz ar veni asupra noastră, ca dragostea lui Hristos să o dobândim. Amin!